Noul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Miron Constantinescu, le interzice bărbaților care lucrează în instituție să poarte sandale, să aibă părul și barba de o lungime peste medie, iar femeilor le impune ca lungimea fustelor să fie imediat deasupra genunchilor. Noile reguli amintesc de vechile regulamente comuniste din școli și fabrici, care impuneau purtarea matricolei, a uniformelor și a tunsorii scurte. Conform ordinului șefului ANPC, în cazul bărbaților, ținuta va fi alcătuită obligatoriu din cămașă cu mânecă lungă, simplă, clasică, de culoare alb, albastru, bej, bleu-maren, negru, pantaloni iunii, care trebuie să fie drepți, fără tăieturi, fermoare și imprimeuri. Încălțămintea va fi alcătuită din pantofi iunii, fiind excluși tenis și bascheții, adidasii și sandalele. Iar lista interdicțiilor nu se oprește aici. Bărbații nu au voie să poarte accesorii, bijuterii, se acceptă doar verigheta. Totodată, șeful ANPC le impune purtarea părului și a bărbii de o lungime peste medie. Pentru femei, ținuta va fi alcătuită din rochii, fără tăieturi, fermoare, imprimeuri excesive, adică clasice, decente sau costum din două piese cu fustă ori pantalon, lungimea fustei să fie imediată deasupra genunchilor, la o limită de decență, cămașa sau bluza să fie fără decolete, colteuri, fără paiete sau sclipici, iar hainele să nu fie mulate. Nici femeile din ANPC nu au voie să poarte bijuterii în exces, să fie extravagante, opulente, ostentative, păstrând de asemenea o limită de decență. Se interzice machiajul strident, aspectul facial și capilar trebuie să fie îngrijit și decent. Angajații ANPC spun că multe dintre prevederile ordinului țin de civilizație, însă unele sunt ilogice, deoarece cei mai mulți dintre angajați fac teren și le va fi greu să respecte regulamentul și să se îmbrace în costum când, de exemplu, vor fi nevoiți să meargă în control pe o plajă. Noul șef al ANPC e nașul de cununie al lui Andrei Năstase, fiul fostului premier Adrian Năstase și un apropiat al fostului lider PSD Liviu Dragnea. Horia Miron Constantinescu a fost adusă de la Protecția Consumatorului Constanța și numit la începutul acestei luni la conducerea ANPC.